Hristos a și bună ziua! Stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic, după cum v-ați obișnuit în fiecare luni, marți, joi și vineri, la această oră, intrăm în casele domniei voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre mai multe aspecte ce țin de viața social-politică din Republica Moldova. Invitatul nostru este Victor Țircun, ex-ambasador extraordinar și plenipotențial potențial al Republicii Moldova în Republica Turcia, ex-ministru educației. Bună seara și bine ați venit, domnule Țircon. s a înviat, bună seara. Haideți să explicăm telespectatorilor noștri. În ultimul timp asistăm la o campanie mediatică foarte bine pusă la punct pe marginea sistemului electoral care ar urma să fie modificat. Unii susțin ideea de sistem nominal, alții merg pe ideea sistemului electoral mixt. Până la urmă, care este părerea dumneavoastră? De ce era cazul să se intervină acum pe marginea acestei probleme? În viziunea mea, deci, discuții care s-au pornit și diferite propuneri vis-a-vis -vis de schimbarea sistemului electoral sunt provocate de neîncrederea populației în mai multe partide politice și în mișcări politice care s-au produs în ultimii ani. Asta e prima S-a diminuat încrederea în genere în putere de stat. Și în viziunea mea, acei care încearcă să schimbă paradigma, aș spune eu, alegerilor, deci caută căi de a recapita, de a de, de readuce această încredere în clasa politică. Asta e prima. A doilea moment, în viziunea mea, nu există și nu știu dacă va exista un sistem perfect, absolut corect, problema de altă natură, cât de bine noi utilizăm a ceea ce este. Și aici cea mai mare problemă va fi utilizată, deci în cadrul sistemului uninominal sau în cadrul sistemului mixt, dreptul omului de a alege cei mai corecți și cei mai, a, spun eu, devotați oameni, persoane care va Aduce schimbări în clasa politică și care va aduce schimbări în viața noastră socială, economică și politică. Domnule Țărcun, Sistemul electoral mixt sau uninominal, înseamnă istorie pentru partidele politice? Se diminuează ele Absolut. ca număr și ca importanță? Eu vreau să vă spun că nu aceasta este cel mai important. Vă rog. Important este cât de transparent a să fie aceste alegeri cât de transparent fi, unii nominal sau fi mixt. că uh, dumneavoastră ați fost uh, martor ocular când au fost și fraude, au fost și, și dilapidări, mai multe lucruri în timpul alegerilor. Mă interesează acum. Uh, sau un sistem sau alt sistem. Va fi el transparent și va reflecta cerințele, de exemplu, ale mele ca alegătorul sau nu. Uh, și un sistem este atractiv și alt sistem este atractiv. Și pot să vă spun de ce. Fiecare caută să uh, determine aceea persoană care într-adevăr va reda și va promova interesele mele ca alegător. Asta e una. A doilea moment, nu trebuie de uh, dat într-o parte, partidele politice care în cea mai mare parte reflectă Nivelul dezvoltării politice și sociale a societății. Eu vreau să vă spun că uh, sunt diferite țări, cu diferite sisteme. Dacă dumneavoastră ați observat în Statele Unite, în cea mai mare parte se face așa numit primaries, adică omul care dorește să fie uh, propus sau, sau, sau să atingă postul de deputat, fie aceasta în Congres sau în Senat, el participă la dezbateri. Participă la dezbateri pentru a arăta alegătorilor săi că el cel mai corect și cel mai bun, deci reprezentator a intereselor și năzuințelor omului. Reușind din faptul că ați deținut anumite funcții și mă refer aici la funcția de ambasador, cunoașteți și starea de lucruri peste hotare. Vreau să vă întreb, în Republica Moldova, 101 deputați sunt mulți sau puțini, reușind din spațiul nostru, pentru că a apărut iarăși chiar președintele Dodun, a venit cu această inițiativă de a reduce până la 71 numărul de deputaților. Eu vreau să spun că logica există. Da? De ce există logică? Fiindcă una, când a fost sistem, acest electoral, cu populație de 4 milioane jumate, deci, de populație și un număr destul de impunător a alegătorilor, și o altă că n avem de doamne dacă sunt două milioane jumate. Sigur că aici trebuie de luat în considerație, deci, proporția alegătorilor și reprezentanța deci în cadrul Parlamentului. În viziunea mea, 101, asta este prea mult. Noi putem reîntrăgi țara atunci când zic lucrul ăsta, mă refer la controlul Transnistrei și iarăși anumiți lideri politici vin cu inițiativa de a deschide circumscripții electorale pe malul drept pentru a putea, Dar de ce noi ne temem? A putea participa. De ce noi ne temem? Noi tot timpul vorbim și cerem de la partenerii noștri străini să fie determinat factor că partea de este a Nistrului este partea componentă a Republicii Moldova, așa sau nu? Da. Înseamnă că de ce noi trebuie să ne dezicem de, de, acest teritoriu? De ce nu trebuie să... Alegerile trecute demonstrează că nu putem controla. Aici vroiam să ajung. Eu consider că până la alegeri mai este timp și aici o clasa politică trebuie să depună eforturi mari și uh, guvernarea pentru a schimba situația, pentru a convinge acei care sunt de peste prut, mă scuzam, de peste Nistru, să participe, să se integreze. Noi uh, nu dată am menționat faptul acesta că uh, oamenii trebuie să voteze cu picioarele. Dacă situația de aici, situația din uh, partea dreaptă a Nistrului, este de 10 ori mai bună, mai comodă pentru, și mai decentă pentru omul, 100% oameni de, din partea stângă a anistrului va vota cu picioarele. Va veni încoace pentru a avea un spațiu comun. Asta e prima. A doua da. moment. Uh, și viața deja ne arată. Cât mai des sunt aceste discuții, întâlniri, schimb de păreri, contacte, atât mai ușor se poate de găsit punct de, de, puncte de tangență și un compromis. Haideți să vedem. Pentru uh, pionierat, dacă am putea spune așa, uh, este propusă ideea ca 25% din numărul de deputați să fie acordat diasporii. Are, diaspora a de spus un cuvânt greu, pentru că diferiți analiști politici au păreri diferite. Unii zic că odată ce au plecat. Eu vreau să vă spun că alegeri recente ne-au da? care este ponderea diasporii. diasporii. Asta e prima. Și în al doilea moment, dacă noi vorbim de participare la alegeri parlamentare, spuneți să vă rog, în ce măsură și cum acel de, deci, din străinătate va controla activitatea uh, acelui uh, deputat care a fost ales de partea Da. Asta este o, o, o problemă destul de mare. Este și alt moment la care aș dori să atrag atenție dumneavoastră. Deci uh, noi permanent facem ceva ad hoc. 25. Dar de ce nu 20? Care, care este criteriul determinativ? De ce? Aș, Această dori, cifră și aș, nu alta. Dori, aș dori să aflu de ce anume aceasta cifră figurează, de ce nu alta În viziunea mea trebuie să fie anumite studii, chiar acum făcute, studii, sondaje sociologice, care va determina numărul deci, de alegătorilor de psihotare și care va fi ponderea lor în alegerile viitoare. Da, haideți să discutăm un pic despre ce ce se întâmplă în Republica Moldova. Mă refer nemișlocit la faptul că săptămâna trecută Curtea de Apel a permis desfășurarea unui referendum. În societatea noastră, spuneam, se discuta practic la infinit, dacă am putea spune așa, despre un referendum în ceea ce privește demiterea primarului general Dorin Chertoacă și cealaltă tabără a ex-ministrului apărării venea cu inițiativa de desfășurare a altui referendum pentru demiterea domnului președinte Dodon. Haideți să-l luăm de la un capăt să vedem. Curtea de apel s-a pronunțat pentru demiterea sau pentru strângerea de semnături în vederea organizării acestui referendum a domnului Chirtoacă. Vi se pare firească această decizie? Cum vedeți dumneavoastră în calitate de cetățean și în calitate și de om politic? Eu aș dori să încep din, din alt cap. Vă rog, spuneți. Persoana care a pledat pentru această funcție de răspundere își asumă și responsabilități. Da. El trebuie să înțeleagă că el nu lucrează pentru imaginea sa, dar el lucrează pentru cetățenii care locuiesc fie aceasta în cadrul orașului da. sau în cadrul municipiului acelor sate care uh, între în uh, municipiul Chișinăului. Acestea ani, deci cum ar fi de a treilea mandat, manifestă în pofida mai multor declarații că persoana este departe de a asuma această responsabilitate ca gospodar. Uitați, vă rog frumos, la istoria Chișinăului. Câți primari general a fost în Chișinău și ce au răsat în urma sa. Orașul care prospera, orașul care a fost numit de deci, ce o floare de piatră. Legenda. Orașul plin de, de parcuri, plin de zone verde, ce avem noi acum. Asta e un fel de. Știi, de, uh, Nu numai că jocură, asta, asta e neglijența totală față de prezentul și față de viitorul. Eu pot să spun uh, despre acest lucru fiind uh, nu prima și nu a doua, dar mai multă generație a Chișinăuienilor. Și știu foarte bine ce prezenta Chișinău la sfârșitul anilor 50, anii 60, 70. O, vreau să vă spun că, că cei care trăiau, dar ce numai cei care trăiau în Chișinău, da. de cetățenii a Republicii se mândreau cu această Capital. capitală. Într-adevăr, acum uh, multe lucruri se fac peste cap mai mult ca atâta, neavând un plan, uitați-vă rog frumos, cândva a fost plan general dezvoltării Chișinăului, care nu permitea multe lucruri care nu se încadrau în acest plan general. Acum niciun plan, cine dorește ce face, construcții peste construcții, dar ce s-a făcut cu, cu centrul orașului asta mi se pare că nu înscrie scrie nicio uh, logică. În viziunea mea, este și a doilea moment foarte important care trebuie de menționat. Nu există transparență în activitatea primarului general. Eu nu vorbesc de ceea că o dată în an sau o dată de două ani, de, de, de an luni, două ori pe an, el iese în public și de, de, dare de seamă ce s-a făcut. Nu, dragii mei, e vorba de ceea că se fac licitații, se fac proiecte, se fac. Transparență toată... în procesul decizional. Absolut. Vă mai mult ca atâta. Uh, deci studiul de fizibilitate. Orice plan, orice activitate, orice acțiune, mai ales gospodărească, ea solicită deci, uh, uh, un, fel de, studiu de, 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 de fizibilitate. Noi deseori nu cunoaștem ce dorește, cum dorește, cu ce dorește. Noi vedem numai prețul și ravage care se fac pe străzile orașului. Dar o chestie care deseori este uitată se uită că tot ce se face, se face pe banii deci, contribuabililor. Adică acei care trăiesc și care muncesc în municipiul Chișinău. Înseamnă că banii a dumneavoastră, a mei și eu vreau să știu unde se duce banul care am câștigat eu, muncind cistit pentru stat. Reținerile. Gamrețchi, Grozavu, demonstrează faptul că acolo era o schemă? Cum le priviți? Mi-e greu dispus. de mi mi spus, fiindcă treaba aceasta la urma urmei a organului de drept, drept. Uh, se determină. Eu vreau să vă spun altceva. Uh, în viziunea mea, asta tot este rezultatul lipsii de transparență în activitate. De-aș fi uh, transparent. Luare decizii și împlinirea deciziilor. Eu consider că multe deci, probleme ce țin de încălcarea legii sau, sau de lapideri, nu avea să fie. Vreau un pic să revenim și să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe arena politică și ne mișlocit ca să facem o trecere logică la Partidul Liberal. Săptămâna trecută încă o persoană a părăsit rândurile fracțiunii. Până la urmă, mai mulți analiști politici se întreabă până unde poate continua perindările din PL și dacă asta ar însemna sfârșitul lui. Poate e dur zis. Cum vedeți dumneavoastră? E, e ceva firesc, că în primul rând, se există perindări de la o fracțiune la alta, pentru că, până la urmă, avem niște responsabilități. Când zic că avem, mă refer la deputați care au fost delegați de anumiți concetățeni când și-au încredințat votul. Uh, pornim de la, uh, e, așa, formulă. Da. Ceea ce nu este interzis, este permis. Dacă se înscrie în legea deputatului sau, sau doarmele activității da. deputatului, că nu se permite trecerea de la o fracțiune la alta atunci e clar, clar, clar lucru, se pune capătul așa ceva nu există în uh, legislația Republicii Moldova lucru care permite aceste fluctuații dintr-o fracțiune în alta, din partid în alt și eu consider că acest lucru în cea mai mare parte este pus pe Soveste. pe, 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 pe conștiință, ră, răspundere personală, fiecare om care a fost ales. E vorba de aceea că el deseori, uită uite de un lucru, că fiind ales pe lista partidului, el reprezintă nu numai partid, dar acei oameni, acei alegători care au ales acest partid și pe dânsul în calitatea de membru acestui partid. Dar ce facem cu doctrina? Nu uh, o schimbăm peste noapte? Eu, nu, e vorba de ce că ea nu va fi schimb. Dacă noi vorbim de pornirea reformei a sistemului electoral, eu consider că și problema aceasta a să fie neapărat pusă în discuție. Numai decât în viziunea mea, nu numai politologi, dar mai des nu politologi, dar juriști, experți, practici, teoreticieni, trebuie să stăie și să lucreze asupra sistemului electoral fiindcă la urma urmei după deciziile a lor, după votarea nouă sistem, a să fi impusă toată țara să respecte aceste legi. Problema cheie care există la noi, respectarea legislației, respectarea legilor. Din păcate, dacă dumneavoastră ieșiți în stradă, a să vedeți, peste tot, oriunde sunt încalcate aceste legi. Legi prescrise, fie aceasta de Parlamentul sau chiar legi, acele de 10 porunci. Nu vi se pare straniu că unii deputați când zic lucrul ăsta fac referire la PLDM, al treilea la număr își depun mandatul? Mă refer la faptul că vine doamna Palihovici, vicepreședinte al partidului și vice speaker și a depus mandatul? Ceva nu e bine în mijlocul PLDM-ului? E putred? Nu funcționează Domnule, asta mecanisme? știți foarte bine că ceva nu e bine de mult. Nu, asta nu e da? enigmă sau, sau nu e secret. Chestia aceasta s-a pornit câțiva ani în urmă, atunci când s-a pornit procesul de deci, strămării Partidului Liberal Democrat. Asta e una. Și în viziunea mea se schimbă configurația politică în genere pe termen politic din Republica Moldova. Dumneavoastră ați spus întrebare vis-a-vis de viitorul unor partide. Da. Eu sunt absolut convins că nu totalmente, nu 100%, acele sondaje sociologice care au fost făcute, vis-a-vis -vis de ponderea partidelor, liderilor, etc., reflectă realitatea, dar în mare parte da. Și acele partide care se află sub pragul trecerii la viitorul Parlament, încearcă acum, și mai ales membrilor, să caută modalități de a se menține, de a se păstra pe fondalul politic. A Republicii Moldova. Și asta se referă nu numai uh, apartenința lor politică. E vorba de ce? Că încercarea de a păstra basma curată fața politicianului. Și aceste lucruri pun pe, pe unii din deputați să, să procede în acest uh, mod cum ați menționat dumneavoastră. Domnule Sfercun, PPD, PAS, PLDM, punem un semn de egalitate? Se vor regăsi într-un viitor partid? Mi-e greu de spus. Pentru că au fost cei trei lideri, chiar săptămâna trecută, în străinătate, pentru a stabili cel puțin viitorul politic. Așa noi am înțeles cei din media. Eu vreau să vă spun că ce este la baza partidului? Da. Concepție, ideologie. Așa? Eu vreau să vă spun că majoritatea concepțiilor a partidelor care dumneavoastră le-a nominalizat nu coincid 100%. Pornit de la aceasta, nu precret în uh, viitoare coaliție între dânsii de a merge deci ca, ca un nucleu uh, așa monolit în uh, lupta politică. Fiecare pe parcursul a să încearcă să promoveze interesele sale, interesele uh, acei ideologii care stă la baza Formării acestei uh, formațiuni politice și existenției ei. Pornesem această emisiune de la vot și vroiam să vă întreb, uh, cel puțin cifrele mi se par destul de relevante. Uh, Partidul Democrat, la început, după alegerile prezidențiale, aveau 19 deputați, la ora actuală au 41. Partidul Liberal 13, acum 11, PLDM-ul 23, 7. Aceste cifre sunt relevante, spuneam, reieșind din faptul că ne demonstrează că se consolidează un partid politic. Păcând tangență cu unii nominalul, am putea vorbi despre o eventuală corupere a deputaților? Uh, vedeți, <laughs> problema corupției mi se pare că asta ne depășește, mai ales da. la la emisiunea aceasta, e, nu este da. chestiunea noastră. Aș dori să spun altceva. Pe parcursul acestor luni, aș spune eu, să nu uităm două chestiuni. Prima, prim, ambele s-au produs în luna decembrie. Eu mă refer la wow. congresul Partidul Democrat și ce e sarcina care a fost pusă și conceptul care a fost pus în fața nu numai Partidului, dar a celor care sunt adepți a Partidului Democrat, a fi partid care va pleda pentru interesele întregului popor și în același timp, în decembrie, când au fost alegerile prezidențiale, deci, uh, cuvântarea deci inaugurală, al lui președinte Igor Dodon care a spus că el devine președinte a tuturor cetățeni a Republicii Moldova. Dacă aici sunt două chestiuni importante în viziunea mea care sunt care fac o, 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 un tandem, spun eu. Da. Și lider a țării, fiindcă președintele Republicii Moldova, lider a țării, lider politic a țării, pledează pentru integritatea statului și partid politic. Tot pledează pentru integritatea statului. Aș dori să văd cum merge procesul acesta în practic. Ce ține de uh, schimbarea numărului de deputați a Partidului Democrat? Uh, în viziunea mea, acele persoane care, care au schimbat din, într-o fracțiune. Și în și, da, și, -a, și, a plecat în cealaltă, poate că și reflectă această dezamageală în partidele proprii și încrederea în alt partid. Eu nu exclud acest lucru. Fiindcă, da știți, învinui, în corupere, în mituire, etc., trebuie să ai argumente, trebuie să ai fapte. Nici dumneavoastră, nici eu nu le am, de aceasta nu pot pronunța. Eu rămân pe feliera aceasta că oameni încearcă să-și adereze la ce forță politică care în viziunea lor poate fi realizată în conceptul expus în luna decembrie. Acum se discuta foarte mult despre faptul că ne vom putea uh, trage la răspundere deputatul. Când zic trage la răspundere, mă refer la faptul că să vină cu un raport în cazul în care ceva nu este bine, să, să fie schimbat. E un mecanism real sau vi se pare populism treaba asta? Uh, vă referiți la imunitate, da? Așa am înțeles. da. Uh, în viziunea mea, uh, imunitatea trebuie să fie la fiecare persoană, la fiecare cetățean al Republicii Moldova. Dar când e vorba de legea, respectarea legii și șanse egale, atunci nu trebuie să fie unul dezavantajat și avantajat. În viziunea mea, deputați trebuie să aibă aceleași drepturi ca și cetățean al Republicii, ca și cetățean de rând. Asta e una. Afară de aceasta, el, în cea mai mare parte, Trebuie să fie pus sub lupa magică, fiecare pas, fiecare acțiune a lui ea trebuie să fie văzută de societate și mai ales de acei care l-au votat. Cum privește uh, ex ministrul Țvircun faptul că guvernul la ora actuală nu are patru sau cinci uh, uh, miniștri? <laughs> Normal privesc. Eu vreau să vă spun că guvernul asta tot este organismul viu. Eu vreau să vă spun că uh, atunci asta, că... asta ne duce cu gândul la o criză politică? Sau absolut nici nu, de cum? Absolut. Nu, absolut. Nu, nu nu cred. Nu cred că asta e criza politică. Problema constă în aceea că uh, aici se intersectează două chestiuni. Prima, dumneavoastră știți că, că de anul trecut s a început, început uh, discuții vis-a-vis de reforma guvernului, asta e una și care duce la optimizarea guvernului, care uh, se va solda cu reducerea numărului ministerilor asta e prima și în al doilea moment, acele deci uh, aș spune, dosare care s-au pornit nu știu cu ce se va termina, dar ceea ce auzim, ce ascultăm, ce vedem noi, vorbesc de anumite delapidări făcute, infracțiuni făcute de persoane cu un altă răspundere. Vreau să vă spun că pe parcursul acestor 26 de ani de existență a Republicii Independente Moldova, eu nu țin minte un guvern care a început activitatea sa și-a dus mandatul cu același număr și aceleși persoane în cadrul guvernului. Da, dar aici avem o perioadă relativ lungă. Dacă nu mă care... memoria domnul Șalaru a fost demis încă înainte de anul nou. e suntem în 2 mai. Corect. Eu n-aș spune că, că suferă armată sau sau, sau, da. sau da. securitatea Republicii în Moldova. Viziunea mea deci asta trebuie să fie deci, decizia alianții ca care și-a asumat răspunderea de armată și securitatea statului. Dar vreau să vă spun că nu omul formează sistema. În cea mai mare parte, sistemul formează omul și deci, absorbă omul care intră în acest sistem. Nu cred că sistema frânează, adică că guvernul nu are câțiva ministri. deci aceasta duce la anumite fraude sau, sau mari probleme în activitatea guvernului. Domnule Sfercon, Cel mai, da, eu cer rog, tale, Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. În toată lumea, ministru este persoană politică. Cel mai important element în activitatea oricărui minister. Asta este echipa tehnocrați, Asta, acei care activează în cadrul guvernului, care formează concepție, care lucrează cu documente, care dau uh, recomandări, etc. Asta este cel mai important. Reiese că chestia cu guvernul tehnocrat care se discuta anterior este un mit? Nu. Nu, absolut nu. Eu e funcțional și pentru Republica problema, Moldova? Problema constă în aceea că fiind persoana politică, da Dar ar fi bine că omul acesta să fie și tehnocrat, adică să fie din sistem, să cunoască sistem. Asta este problema. desiori noi încălcăm acest principiu. Eu am o curiozitate, atunci când a fost repartizate fotolile de ministru, reieșind din numărul de deputați, așa s-a înțeles că a revenit un anumit număr de ministere. Astăzi, în condițiile în care s-a pierdut din numărul de deputați, și aici mă refer la PLDM, PL, asta ar însemna că anumite ministerii care au fost a PLE-ului, spre exemplu, apărări, ar putea veni, nu știu, la democrați? De ce nu? E firesc? Nu, e vorba de ce? Repet, alianța totuna se va așeza și va lua decizii. Cine va fi nominalizat în calitate de șef acestui minister? Asta e una. Dar, repet, Două chestiuni cele mai importante în activitatea Ministrului. Prima, profesionalismul. Și a doua, în moment, devotamentul intereselor țării. Asta este. Eu nu vreau să folosesc cuvântul care deseori la noi, știți, să fluture patriotismul. Dar, într-adevăr, omul care este devotat țării, care este devotat poporului, care este devotat intereselor năzuințelor, oamenilor care locuiesc, care activează pe teritoriul care se numește Republica Moldova, asta este foarte și foarte important. Probabil această problemă a fost discutată și atunci când erați în fruntea Ministerului Educației. Întrebarea este unde trebuie să voteze studenții? La locul de studii sau la baștină. Acum are înviat problema, părerile sunt împărțite. Ce considerați? Eu vreau să este vreau să... esențială această problemă? În viziunea mea, nu. În viziunea mea, nu este esențială. Încă, uh, cum trebuie să voteze acolo unde e comod. Cel mai important, cum el votează, adică dacă sunt condiții oferite lui pentru uh, votare. Asta e prima. Și în al doilea moment, să nu fie de dilapidări, să nu fie, știți, uh, niște, niște afaceri făcute cu uh, alegeri. Voturi. Cu alegeri. Asta e. Vreau să vă spun că. că uh, la Orient, unde mulți ani am lucrat. Da? Acolo e foarte simplu. Nu este sistemul electronic sau altceva. Omul vine la punct de votare, prezintă documentul care permite lui să voteze și în același timp este o vopsea care el deci, mângește degetul, el pune amprenta, vreau să vă spun, vopsea aceasta nu se ia în timp de săptămână interesant. Și este. clar lucru, și clar lucru. Dacă el o, o vota odată, el nu poate vota a doua oară. Deci, da, trădează, da. Interesant. Mult cu mult mai simplu decât nou ni se pare. De aceasta, cu unde el va vota? La Baștenă, la locul de muncă sau la locul de, 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 de studii? Asta nu contează. Pentru ca un deputat să ne reprezinte cu adevărat regiunea, în cazul în care ziceam că mergem pe ideea de unii nominal sau pe mixt, părerile iarăși sunt împărțite. Câte semnături are nevoie o persoană? Unii spuneau 600, alții democrații spuneau aproximativ 1000. E mult, e puțin această eu, cifră. Eu vreau să vă Haideți, dacă dumneavoastră să-mi spuneți cu toată fermitate că cunoașteți numărul alegătorilor, da, e o problemă asta. E o problemă. Eu care aș spune care este proporția. dar nici dumneavoastră, nici eu, nici alții. Dacă noi vorbim că marja de eroare la recesământul general depășește 4% sau mai mult. Dar am dat o în bară da. cu recesământul. Poptim? Am dat o în bară cu recesământul. Vedeți, am dat sau n am dat asta alte chestii, dar noi, măcar avem cifre. <laughs> Cât de, de veridice, aceste cifre, alte chestii. Dar ceva avem. Aceasta vă spun, noi, de la bun început, trebuie să avem baza de date a alegătorilor. Și după aia se poate de, de făcut această proporție. Dar acum, ad hoc, știți, de, de, de spus, trebuie să fie 600, 1000, 1500, 2000, mi se pare că asta e deprisos, acum de spus. Domnule, Fercun, nu voi descoperi America când voi zice că uh, clasa politică creează agenda mediatică. Uneori ne se creează impresia că ni se propun unele subiecte spre mediatizare pentru a sustrage atenția de la celelalte. E și cazul Republicii Moldova, atunci când avem o gaură în buget de un miliard, când căutăm cei care i-au furat, când avem foarte multe teme care rămân a fi putrede, când vorbim la infinit despre reforma în justiție. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate da. când spuneți că, că nu descoperim America. Da. Dar noi mergem permanent pe, pe această filieră de a descoperi ceva ce este deja de mult descoperit. Faptul că mass media este a patra putere în, în stat. orice stat, nu numai în Republica Moldova, asta e fără poate. A moment cât de profesională aceasta este puterea. Această putere este. Aici sunt multe întrebări. Fiindcă deseori discuții vis-a-vis -vis de probleme majore se reduc la turnarea de zoile asupra oamenilor și blăstemarea lor. Lucru care nu se permite în lumea civilizată. Asta e una. A doua moment la care aș dori să atrag atenție, că noi din păcate, mult vorbim. Vorbea că și dumneavoastră ați folosit acest cuvânt care acum mi se pare că uh, face gura pungă, mă refer la, da. la reforma. Reforma acolo, Continuă. reforma aici, reforma în justiție, reforma în învățământ. Eu vreau să vă spun că, că aș dori să văd rezultate scontante a unii programe sau, 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 sau unii reforme care a fost începută. Din păcate nu puteți, nici dumneavoastră, nici eu nu putem arata. Fiindcă ceva s-a pornit, se schimbă puterea, se schimbă, deci, formula puterii, se dă într-o parte, se începe ceva din nou. Eu pot să vă spun ca exemplu codul educațional. Da, prum. Deci, e vorba de ce că discuții vis-a-vis -vis de în nou cod educațional, spun eu legea învățământului, s-au pornit în 2003 și vreau să vă spun că după mai multe discuții, discuții transparente, în fiecare colectiv s-a stabilit în anul 2007 aproape că gata. Codul a fost acceptat și de comunitatea științifică, și de comunitatea academică, și de, de uh, reprezentant învățământul superior, și învățământul preuniversitar, și în învățământul preșcolar. Societatea civică a acceptat chestia aceasta. S-a schimbat puterea? Hai, din nou. Dar, din nou, a fost așa că uh, discuții clare, discuții publice, discuții transparente în diferite colective, n-a avut loc. Iacă ce avem la moment de față. Eu vreau chiar aici, chiar cu riscul de a zice cineva că facem o mică deviere raportat la codul educațional. Ori era pregătită Republica Moldova ca să meargă pe ideea că în școala superioară din anul viitor, dacă nu mă înșeală memoria, vor activa cei doar cu titlul științific. Nu știu în ce măsură este relevant numărul tezelor susținute de, de uh, doctor la CNA și experiența internațională. Bănuiesc că dumneavoastră uh, fiind cel care a spus piatra de temelie, cunoaște o altă realitate. Decât... Uh... Eu, vreau, eu, vreau, să vă spun că noi permanent încercăm să fim înainte planetei. Da? Fim primii în ceva. Și acest lucru aduce la multe probleme. Dacă dumneavoastră, astăzi, a să discutați cu orice rector a Universității da. sau școli Școlii Superioare din Republica Moldova, vis-a-vis -vis de pregătirea cadrelor superioare, eu mă refer la doctor, doctor, și Habilitat, a să vă spună că problema cheie constă în aceea că nu sunt doritori și nu sunt condiții de a, de a atrage, atrage oamenii aceștia la studii și mâine poi mâine, în lipsa sau în limita uh, numărului uh, suficient a doctor sau doctor habilitați, cu ce să rămânem noi? Cu ce să rămânem noi în școală superioară? următoarea întrebare, bănuiesc că este una foarte delicată pentru dumneavoastră, oricum îndrăznesc să, să vă adresez. Vineri, în Parlament, a fost examinată, mai bine zis, o moțiune de cenzură împotriva Ministrei Educației. Uh -huh. Până la urmă, nu, -a, nu au fost numărul necesar de, de voturi pentru demiterea dânsei. Dumneavoastră, considerați că era sau există toate premizele pentru ca ei să plece să-și depună demisia de onoare, așa cum se vehicula, sau există la mijloc și aspectul ăsta politic, care se tot vehiculează. Cum este văzut reforma în ochii ex-ministrului? Eu pot să vă spun următoarele. Deci, omul care și-a asumat răspunderea de lucru care face și de... acele promisiuni care au fost făcute nu sunt îndeplinite. Deci, de bunul simț, de a pleca. Asta e una. Dar eu nu pot să dau sfat. Da, nu sunteți. Doamnii, mai ales când da, sfatul acesta nu sunt cerute. Asta e, asta e a doua la, la mână. Și a treilea, eu vreau să vă spun că proteste care sunt în masă, în cadrul profesorilor din da. învățământul preuniversitar, dar să fie și Universitar. Vorbesc de lipsa de comunicare între ministru și acei care activează în sistemul de învățământ. Asta e una la mână. Și a doua la mână, nu se poate deluat diferite decizii fără a le trece prin expertizarea. Eu vreau să vă spun că cândva, o chestiune au fost făcute să eu cer iertare să nu fiu incorrect. Înțeles. Înțeles că, că eu promovez da. ceea ce am făcut sau ce. Dar, într-adevăr, multe probleme în domeniul nu numai educației, dar vieții sociale, spirituale a societății noastre nu pot fi puse numai pe spatele a Ministerului Educației. De exemplu, problemele vagabondajului, polarizării. Ce, asta nu mai problema Ministerului Educației? E loc. Asta e problema mai multor ministeri, mai multor factori de decizii. Iar că de ce în perioada respectivă noi făceam colegii comune unde stăteau și discutau nu numai miniștri educației, ministrul de interne și ministrul economiei și finanțelor, dar stăteau și activeau specialiști, experți în domeniul respectiv. Și au fost luate decizii și măsuri concrete care îmbunătățeau situații, care aduceau folos. Asta e prima. Și a doilea moment, vreau să vă spun, că trebuie de făcut la sfat cu popor. Domnule Fercun, de ce atunci când era întoi problema alimentelor, Ministerul Educației a luat apă în gură? Nu era de competența lor? Nu am văzut nicio reacție? Nu am văzut să se implice activ? Uh. Probleme. Vedeți care care chestie. La noi desi ori se întâmplă așa ca, ca, ca basme lui Donici. Lebe, dracu și o și știu, știu într-o zi s-au apucat. Așa și la noi. Fiecare încearcă să și arăte că asta nu a lui, că asta nu aparține de ce competențe. Etc. Când e vorba de o problemă. Asta, da, asta rezide din ceea ce am spus de la bun început. Că problema existentă trebuie să fie soluționată nu de la unul singur. Ea trebuie să fie soluționată în comun, cu atragerea mai multor factori de decizie. E vorba de Ministerul Economiei, e vorba de Municipiu, e vorba de uh, Ministerul de Interne, e vorba de ANSA, e vorba de, de Ministerul Educației. de ce nu, 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 nu s-a făcut acest uh, colegiu comun sau organ comun care va lua anumite decizii și măsuri? pentru a, a schimba situație. Ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni, optimizarea școlilor, care s-a tot discutat. S-a dovedit a fi benefică nu. sau nu? Nu. Și pot să vă spun că de la bun început fiecare pas trebuie să fie deci, determinat de studii de vizibilitate. Ce de și ce pierdem? Ce câștigăm și ce se poate dispus ne afectează foarte, foarte puternic. Din păcate, și am spus nu odată la acest subiect, până nu va fi studiul de visibilitate, Cât costă? Adică, care e costul deci, optimizării? La ce aduce el? Nimic nu o să fie bun. Ce se poate dispus de, de autobuze dacă noi nu avem infrastructură, dacă noi nu avem drumuri, dacă noi nu avem acele, aș spune, puncte unde vor fi deservite aceste autobuze? Domnule Țvircun, timpul acordat pentru această emisie s-a scurs mult prea repede. Cu părere drept, trebuie să ne luăm rămas bun de la telespectatori. Atât a fost reflector analitic. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, domnule Țvircun. O seară bună. Mulțumesc foarte mult. Noi. Mult sănătate.